Cum să-i fac pe copii să fie mai responsabili în legătură cu învățatul și făcutul temelor? Da. Da, este un subiect într-adevăr care în această perioadă absolut, absolut special revine foarte des. Din păcate, eu că încep cu din păcate, aș vrea să am umilitatea, umilința să spun că toți am fost surprinși în această perioadă de ceea ce se întâmplă la nivel global. Și a da cumva răspunsul sau a spune da, avem rețete, faceți așa, faceți așa în acest tip de școală online, este puțin arogant, zic eu, pentru că fie că suntem părinți, fie că suntem oameni care am, sau profesori care interacționăm cu părinții, da, ne-au luat cu părinții, cu copii, situația asta a pandemiei ne-a luat pe nepregătite. Și da, ceea ce întâlnesc eu în cabinet sunt acești părinți care vin și îmi spun că efectiv nu mai fac față rolurilor care se prezintă în fața lor simultan, da, sunt deopotrivă părinți și poate nu părinte, un părinte al unui singur copil, ci părinte al mai multor copii, 2-3, dincolo de logistica propriu-zisă, este important să ținem cont de partea de relaționare cu fiecare în parte. Deci, intervine latura logistică, că avem sau nu avem tablete, calculatoare pentru toată lumea. Eu pun deoparte. Intervine apoi partea de relaționare cu fiecare și dificultatea părintelui în relaționarea cu fiecare în parte vine și se suprapune pe dificultatea lui de a se găsi în alte roluri, și anume rolul de foarte multe ori de profesionist, de specialist în domeniul său. Mulți oameni se găsesc acasă în această perioadă și lucrează de acasă, telemuncă, și atunci prima dificultate este aceea părintelui de a se centra pe sine și a vedea cine sunt eu acum aici, în raport cu copilul meu care mă solicită. Da? Plec de acolo pentru că e foarte important, am auzit întrebarea legată de responsabilizarea copilului, dar până să-l responsabilizez pe copil în task-urile, în sarcinile lui, e primul pas pe care îl propun acestui părinte care pune întrebarea, este să se responsabilizeze pe sine în autocentrare. Cine sunt eu acum aici? Ei bine, dacă sunt profesionistul care are nevoie să lucreze, iată, mi-am și făcut ecusonul, am un ecuson de profesion, profesor sau ce-o-i fi, da? Se vede pe invers că suntem pe online. Am acest rol, e sub formă de ecuson, mi-l pun în piept, da? Mai am un rol. Rolul de părinte, fie că sunt mamă, fie că sunt mămică, da, îl pun într-o altă parte a mea, e, simultan, eu nu pot fi în același timp în două roluri, simultan. Și atunci, primul aspect pe care îl recomand este acela de a mă centra pe mine și a-mi pune întrebarea ce am eu nevoie acum. Am nevoie să dau raportul către șeful meu? Sau, chiar dacă sunt la muncă, sunt într-o perioadă în care pot să fac o paranteză de o jumătate de oră, chiar dacă lucrez de acasă, da? Și aleg să fiu mămică sau tătic, da? Și să mă focusez în relația cu copilul. Deci, primul pas este acesta al identificării rolului în care sunt într-un spațiu comun cu copilul. Acum, m-am identificat în acest rol, să spunem că aleg să fiu un rol de mamă, de mămică, ca să-i transmit copilului ce are de făcut. Da? Până la urmă, întrebarea părintelui este ce să fac, cum să fac, să-i spun să facă. Acum, comunicarea relațională ne învață și sunt tehnici și instrumente, va fi probabil puțin dificil în seara asta să vă dau, dar încerc o parte dintre ele, ne învață cum să comunicăm cu celălalt, cu copii, astfel încât să-i ajutăm să fie responsabili.
Responsabilitatea se învață și se învață, Mădălina spunea că ești mămica unui copil de 3 anișori, încă de la 3 ani responsabilitatea se învață prin task-urile, prin sarcinile pe care le propunem copiilor, de a duce o jucărie în coșul de jucării, de a duce o șosetă la coșul de haine rufe murdare, de a ajuta și a pune lingurița în, la mașina de spălat vase. Începem să-i învățăm această autonomie în a face, responsabilizându-i că ceea ce acționează, modul cum acționează în univers, practic, ei sunt responsabili de acțiunile lor. Îi ajutăm să conștientizeze asta de la vârstă foarte fragedă și evident că la vârsta, dacă copilul este responsabilizat de la vârstă de 3 ani, 4 ani și pe etape de vârstă sunt sarcini, acum se găsesc foarte lesne pe internet, în funcție de etapele de vârstă, ce pot face, ce pot cere copilului, da? Ce poate face copilul acompaniat, ce poate face singur, ce-i cer să facă singur. Și mai este modalitatea de a-i propune să facă lucrurile pentru a-l responsabiliza. Este modul de adresare, de modul cum îi vorbesc copilului. Dacă îi spun du-te și fă, fă-ți ghiozdanul, du-te și fă-ți temele, vezi că ai cu tare și cu tare lucruri de făcut, este o modalitate de abordare care este pentru cei care cunoașteți comunicarea relațională, sunteți în formare sau în devenire, da, de a deveni consilier în comunicare relațională, cunoașteți aceste aspecte ca să am câștig de cauză în ceea ce cer, propun celuilalt, vorbesc din jumătatea mea de relație. Adică nu voi spune copilului du-te și sfă temele, îi voi spune în prima fază îți propun să îți faci temele, depinde de vârsta copilului, întrebarea este puțin vagă, adică în sensul că nu am vârsta copilului, da? Dar în funcție de vârsta copilului mă poziționez, îți propun, îți cer să îți faci tema, ce teme ai de făcut, ai nevoie de ajutor, crezi că poți să, până la ce oră crezi că, da? Încerc să-l acompaniez, să-i dau ideea că îl sprijin în ceea ce face, că sunt prezentă dacă are nevoie de ajutor, încă o dată în funcție de vârstă, unui licean nu-i mai propui acest lucru, însă e important cum mă poziționez verbal ca să-l responsabilizez. Dacă îi spun du-te și fă, simplu fapt că îi spun acest lucru, copilul nu o va face, o va face dintr-o constrângere, dar nu o va face motivat fiind. Deci, aceste lucruri, ca să închei, se învață responsabilizarea din prima copilărie, se poate și la vârste mai înaintate, părintele să descopere acest alt mod de a comunica pentru a verbal, în comunicarea verbală pentru a face cereri clare copilului, însă pentru a obține câștig de cauză cât mai mare, invit toți părinții cu copilași mici să îi ajute, să responsabilizeze încă de mici și să se poziționeze în jumătatea lor de relație atunci când le adresează o cerere.